Este cu pentru lugojeni, dar nu numai. Cunoscutul glob trotăr în scaun cu rotile, Vasile Stoica s-a stins miercuri din viață la doar 49 de ani din cauza unui infart miocardic. Cetățean de onoare al Lugojului și ambasador al României și municipiului de pe Timiș, Vasile Stoica a parcurs întreaga lume ajutată de brațele puternice și scaunul său. A ajuns la cercul polar, dar și în deșerturile Americii. A străbătut întreaga Europa și are un record mondial pentru cea mai lungă distanță efectuată cu un fotoliu rulant în 24 de ore. În 2001, Vasile Stoica a parcurs în fix o zi 132 de kilometri în California. El are cel puțin șase turnee mari în care a parcurs numai puțin de 70.000 de kilometri în fotoliul ruland. Membru al Clubului Sportiv al Handicapaților Fizic Maraton 93 Lugoj, Vasile Stoica a fost multiplu medaliat la competițiile interne și internaționale la care a participat, ultimele primindu-le chiar la sfârșitul săptămânii la Cupa Ana Lugojana. Un loc 1 la aruncarea greutății, un loc 2 la tenis de masă, un loc 2 la alergare, 100 de metri și un loc trei la Suliță. Acestea s-au adăugat celorlalte 50 de medalii obținute de sportivii lugojeni la această competiție. Pentru tot ce a făcut, pentru România și pentru Lugoj îi vom fi recunoscători. Dumnezeu să-l odihnească în pace!